Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu noua etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Etalare pentru iunie 2023. Știu, a trecut mult timp, e deja 20 iunie, îmi pare rău de întârziere. Eventual puteți să considerați ori pentru sfârșitul lunii, ori pentru iunie, iulie, poate chiar și august etalarea. Vedeți, rămâne de văzut. În timp ce am amestecat, uite ce a venit, 22 e un număr important, e un număr maestru, 22 duce către, tinde către stabilitate, dar, cum am spus-o, stabilitatea o găsim mai întâi în noi, în relația dintre noi și noi înșine și apoi în relația cu celălalt. Două tipuri de relație, 2 și 2. Relația noastră cu divinitatea și relația noastră cu ceilalți. Sunt lucruri profunde din copilărie care trebuie vindecate, lucruri care încă nu s-au trezit, lucruri ascunse, sunt lucruri profunde. Însă nu uitați că orice ar fi, sunteți ghidați și protejați de îngerii voștri, protector 22 să însemne ceva, acțiunile îți vorbesc puternic și o nouă dragoste, demonstrează dragostea, că voi trebuie să demonstrați, că voi, eu știu, intrați într-o nouă dragoste, întâlniți o nouă dragoste, o nouă etapă și cineva vrea să vă demonstreze dragostea, iar variază. De la om la om. Hai să vedem situația prin care treceți. Aproximativ. Ah, 33, ce drăguț! E numărul meu preferat, să zicem, după 11, evident. Alt număr simetric, dar care se reduce la 6. 6 înseamnă dragoste. Dragostea fără echilibru în interior, cum a zis mai devreme, mai greu. Ca să ajungi la 33, trebuie să treci prin 22, mai adaugi 11. Justiția, dreptate, echilibru. Karma versus dharma. Creație, colaborare, comunicare și oglindirea în celuilalt a acestor calități. Hai, Capricorn, situațiune, odată. Nici nu mai așteaptă. 20 și 29. Renaștere în dreptate. 29 se reduce la 11. Apropo, am vorbit exact 22, 33, 11. Probabil că primiți confirmări unii dintre voi, vedeți semne, numere simetrice și sunt confirmări că sunteți pe calea ce bune către renaștere, către echilibru interior, către dreptate. 29 pentru mine înseamnă femeia divină în aceste de cărți. Energia, bărbați, femei, nu contează, energia voastră divină înaltă. Feminină, vreau să zic. Feminină înaltă. Receptivitate, nu pasivitate, receptivitate. Compasiune, empatie, înțelepciune, dreptate. Și asta după ce ați trecut printr-o... E ca o lume. Ați încheiat un capitol, o nouă lume. Și intrați într-una nouă, într-o nouă dimensiune. Uite lună, iar cercul. O nouă lume. Și aici e femeia. Femeia care iese dintr-un cerc. Dintr-un cerc. Din niște constrângeri. Eventual. Poate unii dintre voi vreți să vă împăcați cu cineva care știți că e o persoană în principiu corectă, dreaptă. Vreți să lăsați regretele, să schimbați situația dintre voi. Sau pur și simplu vrei ceva nou, repet. Faetonul, da, două cărți care reprezintă călătoria spre mai bine. Călătoria spre mai bine. La capătul setului de cărți, iar distanță. E între voi și cineva e o distanță. Mare. Mare. Dar trebuie să vindecate niște traume din copilărie. Cu cât vindecați, cu atât mai adăugați, sunt multe steluțe, vă apropiați de această relație, de această dragoste, eventual. Sau poate sunt chestii legale, 11.
Iar variază. Contracte. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Odată, de două ori, de trei ori, iulie aproximativ, lumea, da, a venit invers, încă n-ați încheiat un capitol, urmează. Sau, da. Sau personajul de la distanță vrea să vină înspre voi, sau voi, dacă știți că sunteți la distanță de cineva, vreți să micșorați distanța și să vă întâlniți, să aveți o victorie, aș spune, dar... Capricorni, 10 de monede, valetul de cupe, cavalerul de monede și roata norocului. Ia, spre ce merge? 7 de spade și regele de spade? Regele de spade corect, 7 de spade incorect. Mincinosul versus înțeleptul. Furăciosul versus strategul. A spune că e o înfruntare mentală. Între voi și un aspect mai ciudat, să zic, tendințe. Nu muzeca sfura. Nu muzeca sminții, ci că v-ați mințit într-un context care nu vă reprezenta, cu oameni care nu vă reprezentau, nu vă susțineau. Și regina de cupe. Exact, aș spune, eu asta văd, cavalerul de cupe, care vine, pleacă, romantic, dar minte, uneori. Și regina de cupe care, pe cât e de sentimentală, pe atât poate fi de mentală. Vedeți cărțile? Puteți să fiți voi sau un alt personaj. Și între cei doi, persoane mature, iar persoană femeie dreaptă, dreaptă, justiția, poate balanță, poate rac, pești, scorpion, balanță, gemeni, vărsător. Sau eu aș spune că sunt ambele, am zis, pentru că este 2 și cu 9 se reduce la 11. Două tipuri de manifestare, de exprimare emoțională și mentală. Minte versus suflet, dar într-o întâlnire, aș spune simbioză. I-aș spune că e aceeași persoană, bărbat, femeie, nu contează. Și aici, la fel, o altă persoană, dar care manifestă o variantă uneori exagerat de romantică, alteori foarte ascunsă. Și o întâlnire între cei doi. După o îndelungă, aș spune, așteptare. În care, poate acum, visați sau ei visează. Ce acest 10 de monede o să vedem la clarificare? 10 de monede ține de familie, dar și de job, de carieră. De tradiții, de niște construcții tradiționale, vom vedea la clarificare. 5 de monede, sentimentul că... Eu cred că acest personaj, regina de cupe, regele de spade, doi într-unul, masculin și feminin. Dar ce frumos când e feminin, e feminin, când e masculin, e masculin. Dacă era invers, regina de spade și regele de cupe, n-ar fi fost atât de perfectă armonie. Înțelegeți? Pentru că feminitatea este cu adevărat
exprimată și înțelepciunea masculinitatea la fel. Dar, repet, eu am un personaj. Eu așa văd. Dar care s-a transformat, care a stat în singurătate și și-a înfruntat și demonii și durerile și a crescut spiritual. S-a simțit părăsit, s-a simțit, poate a avut probleme financiare, un sentiment de sufocare emoțională, dar în emoții negative. Aceste emoții, că pe mine nu mă iubește nimeni sau că n-am parte de dragoste, n-am parte de succes, da, s-a transformat. Exact în varianta asta. Poate sunteți voi, este minunat. Dacă e altcineva, acordați-le, cum să spun, respectul pe care merită orice om care s-a transformat, care a trecut prin așa ceva și a ajuns la această armonie. Pentru că la balanță este spada și sunt cele două cupe în echilibru. Hai să clarificăm 10 de monede, valetul de cupe, cavalerul de monede. Aș spune, poate cineva vrea să-și ceară scuze că s-a concentrat prea mult pe bani și nu a lucrat. Posibil. E o separare între voi și cineva. Dar separarea asta duce o trezire, aș spune. Hai să clarificăm. O dată. De două ori. De trei ori. Iar. Gânduri. Stres. Indecizii. Timp în care celălalt se reconstruiește. Despre care am vorbit mai devreme, își pune granițe personale și se reconstruiește. În condițiile în care celălalt nu știa ce să aleagă, nu știa pe ce planetă e, așa mai. Mai ce conversi. Vreau și o conversi. Regina de bâte. Valetul pe valet. Valetul de spade versus valetul de cupe. Cinci de spade. Cinci de monede. Regele de bâte și regina de bâte. Chiar dacă vorbesc la Capricorn, vorbesc despre doi oameni pasionali. Însă, unul dintre voi și-a pus toată pasiunea în a crea ceva. Nu știu, la locul de muncă, acasă, în a-și ajuta comunitatea, în a lumina într-un fel sau altul. Aduce lumină. Poate chiar ajutor financiar. Celălalt, regele de bâte, ia uitați ce a clarificat. Cavalerul de cupe și șapte de spade. Și a folosit pasiunea, sexualitatea într-un mod fals. A permis ego-ului să-i conducă, să-l conducă sau să-i conducă impulsurile, în loc să-și controleze impulsurile și să-și creeze, că regina de bâte e foarte creativă și regele de bâte, dar vedeți ce diferență? Posibil cu patru de bâte sunteți flăcări gemene. Dar unul mai are multe de transformat, în mod special regele de bâte. Pentru că și în acest moment, vedeți, comunicarea, valeți înseamnă comunicare, comunicarea e, să zic, discordantă, e nerealistă. Valetul de cupe
Visează că ai vers pe pereți sau nu exprimă? Visează și nu exprimă. Știți că vi se întâmplă să vorbiți cu cineva și zice, ți-am spus că și de fapt nu ți-a spus. Trăiește într-o altă lume, acolo îi se pare că a spus și de fapt n-a spus. Cam așa e valetul de cupe în acest context. Se gândește la dragoste, dar nu o exprimă. Sau nu face pașii necesari, stă în stres, nu știe ce să aleagă cu doi de spade dați în urmă, în loc să construiască. Și din cauza asta, lucrurile se dezvoltă foarte greu, pentru că stă într-o lume mentală, emoțională, se autosabotează. Zice că iubește, dar nu acționează. Ascunde dragostea în loc să preia conducerea. Și valetul de spade, care, interesant, e reprezentat de energia feminină, despre care am vorbit. E o energie care se documentează, care află, care crește, care trece dintr-un spațiu într-altul, îndrăznește, riscă, își ascultă ghizii. Acesta are dragostea în preajmă, dar se uită, nu știu, e o comunicare foarte diferită între voi și cealaltă persoană. Interesant, pentru unii, poate această regină de băte este o persoană spirituală și face bani, face carieră din spiritualitate, din creativitate, eventual. Însă, repet, perechea sa, flacăra sa geamănă, mai are de transformat. În momentul în care acest personaj va fi rege de spade, nu șapte de spade, păi și perechea sa se va deschide emoțional. Și veți putea construi stabilitate. Spre asta mergeți, nu știu în cât timp ajungeți. Deja am trecut din iunie, iulie, cine știe când. Însă, cum să construiesc 5 de spade? Cum să construiesc? Lasă influența de gânduri, de alte, eu știu, bazaconii, poate chiar prieteni, neprieteni? Cum să merg, cum să mă asum, cum să devin stabil când... Și uite așa, energia feminină se simte părăsită, 5 de monede. Pare o poveste a flăcărilor gemene. Deși nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Sau doi oameni care sunt pe niveluri de evoluție diferite. Nu zic bărbat-femeie, ci masculin-feminin. Vedeți unde sunteți. Și aici este. Cine se simte abandonat și se pare că energia feminină s-a simțit abandonată în condițiile în care totuși știe ce e, știe și cunoaște valoare, o persoană stabilă, muncitoare, creativă, spirituală, se simte totuși abandonată, s-a simțit. Trebuie să iasă. Vedeți, trebuie să iasă 5, să dubleze efortul și să ajungă la 10. Să iasă din această situație. Și eventual, pentru unii dintre voi, cuplul acesta 4 de bâte să se formeze între alte persoane. Nu cu cel. Eu încerc să fiu mai neutră pentru că nu știu exact pe cine vă reprezintă, pe unii, pe alții. Dar pentru mine, aer cu apă împreună, sincer, și în această situație, masculin cu feminin, chiar dau bine. Ar putea totuși să fie o a treia persoană între voi, cel puțin. Sau influențe din partea unor copii, a unor prieteni, 5 de spade, care perturbă, aș spune, capacitatea de asumare, de stabilitate
a celui care ar trebui să fie un conducător. Dar e de fapt un aventurier și falsează cu șapte de spade. Falsează. Zice că e conducător, dar de fapt e aventurier. Nu știu, e ceva aici. Ceva... Ar putea să fie o a treia persoană. Și atunci dacă persoana imatură e acasă sau într-un anumit context în care s-a stat mai mult decât e cazul, cel care se trezește, se pare că energia feminină se trezește, se documentează, de seama, are parte de o trezire, dar cel care se trezește își găsește perechea într-un alt context. Dragoste adevărat într-un alt context. Nu prea îmi place să vorbesc despre asta. Renaștere versus contract. Șase de spade, doi de bâte. Cine își face? Eu, te regele de cupe. Asul de bâte. Ar putea să fie. Faetonul. Eu aș spune că faetonul lasă în urmă, iau-te, justiția și diavolul. După o îndelungă așteptare și analiză, lasă în urmă o relație toxică. Și faetonul ce este? Personajul trezit la o nouă misiune, la o nouă direcție, că am văzut calea. A, nu? Am văzut? Nu știu. Parcă totuși. Nu. Trezit. Personajul trezit în acest context, ori voi, ori persoana cu care aveți a face, cineva se trezește și se seama, stai că eu stau într-o relație foarte toxică aici. Vreau să merg către persoana predestinată, către persoana cu care mă înțeleg. Să am această romanță cu persoana mea dragă, față de care simt și pasiune. Nu să stau într-un context în care am impresia că e pasiune, dar de fapt mă păcălesc. Mă păcălesc sau sunt păcălit, păcălită? Că e și aici un alt cuplu. Doi regi de bâte și doi regi, rege și regină, de cupe. Aici aș spune este înțelepciunea la care trebuie să ajungeți, voi, ei, cineva, în legătură cu o relație stabilă. Stabilitatea asta. În ce constă? În distracții, în aventurierism, în, eu știu, sau în a crea stabilitate folosindu-vă pasiune, emoțiile și, eu știu, hobby-urile și tot ce aveți, să zic. Calitățile comune și chiar și diferențele. E ceva aici. Dar personajul trezit vrea o nouă... nu că vrea, este ghidat, este inspirat să meargă înspre o nouă direcție, înspre o nouă relație, să renască într-o nouă relație corectă, să renască lângă un personaj, bărbat, femeie, ce-o fi corect. Nu dezastru acesta, care este posibil acasă, la locul de muncă, sau repet... într-un cuplu care până acum pare să că au trăit o păcăleală, mare păcăleală. S-au păcălit prin ego, prin natura pasiunilor. Hai să vedem spre ce mergeți. Uite, asul de putere apare. Lăsați în urmă persoana care nu știe ce vrea, lăsați-i, că au multe de învățat. Și mergeți către stabilitate. Iar șase de spade.
Lasă în urmă diavolul. Relația toxică. Adicțiile. Obsesiile pentru sex. Sex la loc. Nu, fine. O dată. De două ori. De trei ori. Cine rezonează, rezonează. Iar faetonul. Distanță. Stabilitate. Relație corectă. Și când vorbesc despre faeton, vorbesc ca despre o persoană determinată, curajoasă, grăbită să-și atingă victorile. Ia uite. Steaua. Soarele. E o trezire cu soarele, cu valetul de spade. Stai, măi, că ce am visat eu, ce am avut eu impresia, stai. Că de fapt nu acolo e fericirea, ci aici. Vine, în acest context, cu sufletul meu pereche. Ia uite, doi de bâte. Personajul care a fost părăsit se eliberează. Eventual va fi eliberat, eliberată. Ia uite, vine cineva și ajută la greu. Și atunci va înțelege. Va înțelege cu eremitul, va înțelege. Ce? Adevărata bucurie, adevărata dragoste. Ăsta este adevărul. O relație puternică pe asta se bazează. Pe ajutor în caz de nevoie, nu pe... Ce a fost mai devreme? Conflicte, părăsire, iluzii, minciuni. Secrete. Și eventual oamenii care n-au știut să fie asumați, da, vor avea durere de cap, se vor chinui. În contextul în care voi merge spre vindecare, spre bucurie, iau-te, vindecare, posibil unii dintre voi ori veți avea succes, ori veți atrage un personaj care vă ajută să vă treziți, să vă vindecați, să aveți un anume tip de succes. Ia uite, soarele și steaua, amândoi, soarele și steaua, masculin, feminin. Amândoi vindecă într-o anumită formă, amândoi conduc. Dar pentru asta trebuie posibile liberările să fie și de o parte și de alta. Unul lasă, steaua lasă pe cineva, soarele lasă pe altcineva. Vorbim de renaștere și de echilibru. Și am văzut numere simetrice, parcă, nu? Ia uite, înfruntarea demonilor. Regăsirea intuiției. Vindecare și combativitate pentru acest nou început. Care ar mai fi? E un început. Nu apare sub forma astrului, decât foarte subtil, undeva, la un moment dat. Pentru că încă în această perioadă nu se manifestă astrul, cât eliberarea și a voastră și a persoanei cu care urmează să fiți. Se așează lucrurile, ca într-un, eu știu, domino sau un domino. Jocul ăla în care se așează bucățile, Scrabble, cred că, parcă așa îi zice, nu știu exact, că e târziu. Curățăm cărțile, mesaje. Da. Sunteți 11. 11. Sunteți, da? 2 și cu 9, 11. Sunteți mai puternici decât credeți. Decât să stați într-un bol, într-un cerc închis, eliberați-vă. Sunteți chemați într-o nouă direcție. Iar e lumea. Lumea și energia feminină care trezește. Și iertare, interesant. 2 și cu 9. 2 și cu 9. Posibil că aici este.
trebuie să iertați o relație karmică, o relație nedreaptă, dezechilibrată, ca să mergeți către o relație corectă. Și ia, ce frumos, dragoste adevărată. Doamne, ce frumos! O dragoste adevărată, primiți cu apreciere. Dar nu poți să primești cu apreciere până nu te eliberezi, altfel confunzi dragostea adevărată cu altceva. Dacă energia voastră, eu mă bucur. Da, poate să fie și a persoanei de lângă voi. Dar aș vrea din tot sufletul să fie pentru cei pe care citesc. Dragostea adevărată. Cunoașteți valoarea și fă-ți timp pentru tine, pentru vindecare. Nu uita că ești iubit și va veni și dragostea. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.